Dacă pandemia îi prindea pe mulți cu baxurile de hârtie igienică în brațe și cu zeci de pachete de drojdie în coșuri, acum asistăm la un alt fenomen de panică. De această dată se golesc rafturile de ulei. În mai multe magazine, sortimentele cele mai ieftine s-au vândut ca pâinea caldă. România are suficiente stocuri de alimente și produse neperisabile. Mesajul vine de la guvernul României după ce pe rețelele de socializare au apărut imagini cu oameni care cumpără baxuri întregi de ulei. România deține suficiente stocuri de ulei până la noua recoltă de floarea soarelui, a anunțat Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu, după ce mai mulți români au luat cu asalt magazinele pentru a se aproviziona cu ulei, de teamă că acest produs va dispărea de pe rafturi. Și directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, Paul Angel, le-a recomandat consumatorilor să limiteze achiziția de ulei doar la strictul necesar, fără să golească rafturile magazinului. Marile rețele comerciale le solicită consumatorilor să abordeze o atitudine responsabilă și să nu achiziționeze mai mult decât cantitățile necesare consumului zilnic, astfel încât să evite să transforme stocurile acumulate individual într-un caz nejustificat de risipă alimentară și pentru a putea ca fiecare cetățean să aibă acces nemijlocit la produsele de bază. Opoziția a venit și din partea ministrului familiei, Gabriela Firea. Familiile din România nu trebuie să se teamă că vor Rămâne fără pâine și alte alimente pe masă, din cauza conflictului militar din Ucraina, a spus Fira, cea care a mai precizat că nu trebuie să ne panicăm la prima veste neverificată și să golim rafturile magazinelor.